Astăzi, pe ordinea de zi, avem aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 27.04.2018. Avem aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată din 09.05.2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii președintei ședinței pe o perioadă de 3 ședințe, începând cu luna mai 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Cleja, județul Bacău, finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoane cu handicap. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv al statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare de Utilitate Publică Siret Gaz. Proiect de hotărâre privind aprobarea și însoțirea raportului de evaluare numărul 10 din 19.04.2018, întocmit de inginer Laurențiu Agati, evaluator autorizat ANEVAR, legitimația numărul 10.034 pe 2018 și înregistrat cu numărul 2.579 din 25.04.2018. La primăria Comunei Cleja pentru suprafața totală de 1330 de metri pătrați, constituită din două loturi alăturate, alipite în fapt și în nu în act, situate în Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului în suprafață de 1330 de metri, respectiv 703 metri pătrați, mulți cadastrați 61.943 și 627 metri pătrați, numărul cadastral 60.216 și analizarea, aprobarea, completarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțarea integrală de la bugetul local și folosirea sumei de 68.000 de lei din excedentul bugetar pe anul 2017 Comuna Cleja, județul Bacău, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiții, achiziții teren, Comuna Cleja, județul Bacău și cheltuieli notariale. Avem diverse probleme. La diverse probleme avem proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Cleja, județul Bacău, a unor bunuri, rețele alimentare cu apă, Comuna Cleja. Proiect de hotărâre privind analizarea, aprobarea, completarea listei obiectivelor de investiții de anul 2018 cu finanțare parțială sau integrare de la bugetul local și folosirea sumei de 40.000 de lei din excedentul bugetar pe anul 2017, Comuna Cleja, județul Bacău, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiții întocmit de pus Comuna Cleja, județul Bacău. Astea sunt proiectele. Cine este pentru aprobarea votului? Ordinea de zi, 15 voturi pentru, da? Supunem la vot aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 27.04.2018. Cine este pentru? 15 pentru, da? De asemenea, aprobarea procesul verbal al ședinței de îndată din 09.05.2018. Cine este pentru? 15. Trecem la următorul proiect. De hotărâre privind aprobarea alegerii președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni, ședințe începând cu data de luna mai 2018. Cine este pentru? Adică, de fapt, nici nu s-a propus. S-a propus de tura trecută, da? Fotorul e ocupat deja. Poți fi ocupat. Proiectul numărul 4. De hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Cleja, județul Bacău, finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoane cu handicap. Discuții dacă nu supunem la vot. Cine este pentru? Adică la ce se referă în primul rând? Este o cotă care se, pentru persoane cu handicap care le plătim an de an. Avem un copil care deja este într-un centru și primăria este obligată ca fiecare an să aprobe, să aprobe și să o anumită sumă, care e conform legii.
Este aceeași persoană ca și în anii precedenți. Este aceeași persoană care e ținută, da. Ce este pentru, dacă nu mai sunt discuții? Ce este pentru? Așa, următorul proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv al statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare de Utilitate Publică Siret Gaz. Aici aș putea să vă spun să consiliul asta asociației pentru a aduce fondurile în comună, pentru a face, sunt anumite sume care se dau pe anumite proiecte. Și mi s-a spus că dacă constituim această asociație, putem să avem pentru alimentările cu gaz, alimentările de utilități publice, ca să obținem fonduri pe asociație. Suma nu este mare, este 1.500 de lei pe an, ca și cotizație. Restul, în funcție de banii care vor veni, vom întocmi proiectul. Poate cine a constituit asociația, o dea și ține. Nu. Fiecare comună își va face proiectele proprii. Adică nu se va împărți, se va discuta, nu e o chestie care o să fie numai o singură comună care să acceseze fonduri. Deci pentru, chiar pentru treaba asta este urgența, mâine vor să ducă la judecătorie pentru ca să depună documentele. Deci dacă mai sunt discuții pe tema, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? 15 pentru, nu? Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea și însușirea raportului de evaluare numărul 10 din 19.04.2018 întocmit de inginer Laurențiu Agachi, evaluator autorizat ANEVAR, legitimație numărul 10.034 din 2018 și înregistrat cu numărul 2579 din 25.04.2018 la Primăria Comunei Cleja pentru suprafața totală de 1.330 metri pătrați, constituită din două loturi alăturate, alipite în fapt și în act, situate în satul Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău. Aici pot să aduc niște precizări. Știți că de 2 ani sau de-a lungul timpului tot au fost inundații pe raza comunei. De 2 ani ne chinuim ca să rezolvăm problema asta cu terenul, cu pârâul, ca să nu ne mai inunde. Avem nevoie de tăiere de cot. Am făcut un contract cu o firmă autorizată să facă aceste lucrări. Terenul trebuie să fie al nostru, proiecte nu se pot face decât pe terenul proprietatea primăriei. Ne chinuim de ani de zile. Sper ca de data asta să rezolvăm problema. Am făcut un raport de evaluare cu un evaluator autorizat, conform legii. Nu este nicio, să vă spun eu, nimic ca să nu putem rezolva această problemă. Drumul i-am făcut și este tot de-a lungul părăului. Este singura, acum am rămas la singurul cot, ca să spun așa, unde ar trebui să rezolvăm și problema asta. În rest, lucrurile sunt rezolvate peste tot. Dacă sunt discuții pe tema. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Văd că contra. Deci, asta, cine, este cine este pentru? Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, da? Deci 12 voturi. Pentru. Împotrivă cine este? Împotrivă. Abțineri. Abțineri. Deci 3 voturi. Abțineri.
trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării terenului în suprafață totală de 1330 metri pătrați, respectiv 703 metri pătrați, număr cadastral 61.943 și 627, număr cadastral 60.216 și analizarea, aprobarea, completarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare integrală de la bugetul local și folosirea sumei de 68.000 de lei din excedentul bugetar pe anul 2017 Comuna Clejea, județul Bacău, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiții. Achiziție teren, Comuna Clejea, județul Bacău și cheltuieli notariale. Aici este aceeași problemă care sunt și este pentru, dacă nu sunt discuții. 12 voturi pentru, da? Și 3 abține, da? Eu consider că această problemă se putea rezolva așa. Cum? Fără ca să dați banii publici, se putea rezolva pentru că primăria Clejea oricum mare terenul intravilan unde se poate construi. Și specialiștii dumneavoastră, domnule primar, oricum știu orice punct și orice centimetru care este a primăriei. Și banii ăștia se putea vorba folosi în altă parte. Dar dumneavoastră ați fost primar 16 ani de zile. Puteți să-mi spuneți și mie, să identificați o bucată de teren, unde puteam să dăm în schimb această bucată? Eu zic că aveți specialiști de dumneavoastră, no, no, no. Este domnul Ionașcu, este altul care... Este ușor oricum. De a spune că aveți punctual, dumneavoastră ați fost primar atâția ani de zile, punctual vorbesc, puteți să dați o bucățică de teren în Comuna Clejea, unde putem să facem acest schimb de teren? Da, ați încercat? Sigur că da. Am încercat, am luat... terenul care a fost aici, via de sus de aici, așa știți foarte bine, și tot din primărie, un angajat al primăriei, un subaltern de al dumneavoastră, deja au început să lade, să urme. Dumneavoastră, a fost subalternul dumneavoastră 16 ani și a început să țipe că vrem să luăm terenul preotului. Deci foarte bine știți lucrul ăsta. Eu am vrut să fac acest schimb de teren, până la urmă, nu s-a dorit, nu s-a vrut, am văzut că sunt foarte multe comentarii, nu am găsit, nu avem teren să dăm în schimb nicio în raza comună. N-avem. Toți de asta, ca să poți să faci un schimb de teren, trebuie să fii de acord și proprietarul celui cu care faci schimbul. Pentru că degeaba, dacă îi dai și domnul om nu vrea, n-ai ce-i faci. Și atunci, conform legii, sunt trei modalități de a obține acest teren, prin schimbul de teren, prin cumpărarea terenului sau prin expropiere. Prin cumpărare am făcut-o acum, prin schimb de teren nu s-a putut, iar exproprierea este o modalitate anevoioasă care durează foarte mult. Și tot pe baza evaluării, deci până la urmă, dacă te înțelegi cu omul, cel mai simplu mod de a face acest, să intrăm în posesia unui teren și să rezolvăm acest obiectiv este, practic, achiziționarea acestui teren. Achiziția de teren se face în toată țara, la toate primările ne-am uitat și puteți dumneavoastră accesa Google-ul și vedeți că acum mijloacele de informare sunt destule, ca să spun așa, și pe baza unui raport de evaluare conform legii, cumpărăm acest teren. Nu este nicio șmecherie la mijloc, de mult încercăm să rezolvăm această problemă. Astăzi cred că am rezolvat această problemă.
Deci vreau să înțelegeți lucrul ăsta. Și faptul că veniți în ședință aici așa și nu vă, numai vă abțineți, nu știu de ce comunitatea vă dă bani. Până la urmă, luați niște bani din comunitatea Cleja. Nu știu de ce veniți la ședință. Rămâneți acasă, fraților. Avem acest drept. Păi n-aveți niciun motiv, că totdeauna numai vă abțineți. Chiar am să aduc la cunoștință și partidul dumneavoastră de unde eu proveniți, ca să înștiințez că sunt proiecte de utilitate publică, cum a fost și canalizarea, cum a fost și apa, și dumneavoastră vă abțineți. Proiecte la nivel național, ca să spun așa. Depinde, nu ne puteți obliga. Păi nu, tocmai nu vă oblig, dar de ce fără o justificare nu m-a venit și numai ca să vă abțineți? Bine, eu v-am spus că aduceți contribuția pentru urmări. Poate putea să găsească o bucată de teren, să-i dea omul. Păi sigur, de atâta timp, de 2 ani, de ce n-ați venit dumneavoastră cu o soluție de ani de zile? Pentru că de ce anul trecut a fost problema? Discuțiile se poartă de mult. De ce n-ați venit, domnule, uite, nu vreau să nu facem schimbul ăsta, să nu dăm din banii bugetului local, haideți să, uite, am eu o soluție. Așa e foarte ușor să ne spunem că, uite, că puteam, nu puteam. Sigur că discuții sunt, dar soluții de. Deci mai sunt discuții la penisme, s-a votat. Nu trecem la următorul proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Cleja, județul Bacău, la unor bunuri rețene alimentare cu apă, Comuna Cleja, județul Bacău, ca urmare a raportului de specialitate numărul 2936 din 11.05.2018. Aici așa să, ca să puteți să înțelegem, toate instalațiile, rețelele de utilitate publică trebuie să aparțină domeniului public. Pentru că dacă e pe domeniul, și nu-ți preia nimeni, deci toată alimentarea cu apă care avem pe raza comunei, inclusiv alimentarea cea veche, n-a fost introdusă în domeniul public. Acum a venit ca să predăm și rețeaua de la stadionul care s-a făcut și pur și simplu ni s-a spus că asta sunt condițiile ca să ne preie, să le introducem în domeniul public. Și da, este un lucru firesc, până la urmă, ca să nu poți, mâine fiind în domeniul privat, tu poți să concesionezi către alții și o chestie genul ăsta. Deci, tocmai din cauza asta s-a introdus în domeniul public, ca ele să nu poată fi retransmise către alte firme. Alte discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Deci, 15 pentru, da? Următorul punct. Proiect de hotărâre privind analizarea, aprobarea, completarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 ca finanțare parțială sau integrală la bugetul local și folosirea sumei de 40.000 de lei din excedentul bugetar pe anul 2017 Comuna Cleja, județul Bacău, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiții în tocmire pus a Comunei Cleja, județul Bacău. Aș vrea să, tot la fel, să dau explicații. Noi ne situăm aici unde suntem, este un monument istoric. Înainte când s-a făcut pugul, s-a stabilit o anumită arie, o rază în care nu se poate construi, nu se pot face lucrări. Printre care este cuprinde și dispensarul nostru care este acum, care se face. Deci, acum facem un pus pentru ca să diminuăm această arie. Adică să ni se dea voie să construim pe o suprafață mai mică. Practic, noi nu afectăm cu construcția dispensarului, nu afectăm structura de rezistență a clădirii. Deci, adică din cauza... Asta e biblioteca, asta e o fără... Asta este monument... Acum s-a pus, cum să spun eu, știți foarte bine că numai monument istoric nu mai este. Acoperișul făcut din tablă de nu știu ce, s-au făcut de-a lungul timpului tot felul de modificări și la structură și peste tot. Dar pentru ca să declasifici o asemenea un monument istoric, necesită foarte mulți bani. Un proiect, te duci la București, e multă umblătură. Și atunci rămâne ca un monument istoric, dar restrângem area pe care se poate construi. Trebuie obligatoriu să faci pus. A
alte discuții, întrebări? Cine este pentru? Declar ședința închisă, trecem la diverse, dacă mai sunt discuții. La diverse, pot să vă spun ce se face în comun. Am cumpărat niște tuburi. În momentul când s-a făcut drumul ăsta de la 3-2-2 sau cum a fost făcut drumul, la Sfântul Marc, nu s-au băgat tuburi și toată apa vine asupra comunității. Acum, am băgat tub la Cătea, bag tub la Slău aici, bag tub la Miclăuș și toată apa se distribuie pe mai multe fronturi și nu ne mai inundă, practic, nu mai vine asupra cetățenilor. Deci asta e. Am făcut drumul la Valea Mică, am încercat pe izlatul, tot așa cu palat din Părău. Cam astea sunt. Dacă vreți și altceva, acum încercăm să reparăm drumul ăsta, care deși e județean. N-am nicio problemă. Trebuie un pic reparat, pentru că mașinile se rupă în două. Știu că n-am... Consiliul Județean ar trebui să facă, dar noi facem, pentru că, până la urmă, cetățenii noștri au de suferit, nu Consiliul Județean. Investiții nu facem, facem pe forțe proprii, bagi un pic de balast acolo și un combator. Am făcut aici, nu mă spun, am făcut intrarea aici, acum vrem să facem fântâna de la deal, pentru că, la biserică. Pentru că de 2 iunie sunt zilele tineretului și preotul vrea ca să luăm apă de acolo, noi vom dezinfecta această fântână, să avem posibilitatea de a lua apă de acolo așa. Pentru, eu știu, pentru să se sperie, s-au cumpărat coșuri, ați văzut și dumneavoastră, avem 30 de coșuri peste tot cumpărate. Încercăm să facem cât mai multe lucruri care să... Am luat 5 WC-uri, pentru că părintele ne-a solicitat nouă sprijinul, pentru că zice, doamne, măcar cu atâta veniți, noi nu avem voie din fonduri publice să-l ajutăm. Și, dar era ca și necesar WC-ul. Să ducă atâta populație. Exact. Am luat 5 WC-uri ecologice și când o să avem zilele comune, avem ramuri, avem, duce un WC-ul acolo, omul să poată să... Da, cred că au fost... Cine a fost așa în deplasări, știe ce înseamnă când trebuie să cauți un veceu și... Da, deci eu zic că este... Sau stai la rând cu... La cacica. Da. Și dai și de veceu cu... Deci... Băi, ai fi în stare, dată sunt aici și zic cum mă sunt. Căutăm să rezolvăm problemele, chiar de sunt probleme mărunte. O asemenea problemă este și o problemă mare. Deci am luat și cele 5 veceuri. Măcar temporar ar fi bine să băgăm și o pompă submersibilă cu robinet acolo la fântână, ca să nu se întrântânească. Vom face hidrofor, vom face un fel de niște, cum să spun, niște reducții pe acolo, așa, ca să poată fiecare să înjosică, știi? Adică 5-6 cerșitoare de alea. Păi nu o să fie, că punem și un capac acolo. Deci încercăm să rezolvăm. Da. Bine. Altceva... Un autogreder. Acum avem un autogreder. Nu se poate să mai treceți odată pe drumul ăla ca să mai îndreptăm. Venim, cu da, sigur. Da. Acum mergem pe Somușca. Vrem Somușca să rezolvăm Somușca. Aș merge un pic ca să... Am făcut pe Uifogaș, parcă, da, și acolo, pentru că anul trecut am lățit. Mergem și pe Uifogaș să rezolvăm problema. Chiar m-aș duce un pic spre antenă pe acolo, așa. Drumul ăla e foarte stricat. Poate nu uitați și spre Cigaș aici, până la intrare în partea de Somușca. Și la cimitir. Uite, și putem lua acolo. Sus, prin pădure și ieșire spre sat. Încolo, că acolo da, e unde mai e? Da, eu am fost de acolo. Deasupra și la partea de acolo. Deci nu, acolo e rezolvăm. Rău, tare. Deci notează ca să rezolvăm eventual dacă nu putem băga
autocrederul, mergem cu utilajul nostru, dacă nu, dar rezolvăm. De asta spun că autocrederul se poate îndrepta. Sigur, se poate îndrepta. Dacă mai sunt 6 locuri unde trebuie să spune... Păi trebuie aici pe Micheș, cum am înțeles că s-a promis că se poate face până sus. Până sus, la drumul ăsta de la Pagă Hodorov. În continuare de la Cruce, da. Intersecție, am înțeles că... Nu, a venit Crețul la mine și a spus așa, faceți-ne un drum până jos, ca să scurtăm traseul spre Bacău. Dacă se ia de la fiecare acordul, ne apucăm. Dacă nu, nu poți să faci. Eu mă duc eu și strânsă. Păi dacă tu tragi strânsă în lucru, pentru că toate... Nu, două zile putem face și după aia. Nu e o problemă, că e o chestie de durat. Putem să facem, dar când te apuci de un drum, deja unul vrea, celălalt nu vrea, că mi-a intrat și mai avem o problemă cu tractoriștii. Domnul Hoborici este aici, poate să spună. Când ară, ies în mijlocul drumului ca să nu ridice plugul. Tu lucrezi cu drumul, faci plug, faci drum și ies cu aratul până în mijlocul drumului și strică drumul. Sunt anumiți. Sunt anumiți, păi da, sunt anumiți. După aceea, am făcut o rigolă până la poadă un șanț și deja au băgat coceni, că să treacă. Și ești numai cu mâine. Bine, dar asta ar trebui să-i adunați toți tractoriște și spui, da, dar aici ții hatul, vii până aici. Ia să-i pădă drum normal, scutură, plugul, scutură, discul, mirul. Strică tot ce am făcut noi. Păi dacă. Da. Na, și doar știți, la Beberței, la Valea, acolo, este drum balasat. Ca, pentru că nu poți să faci rigolă, pentru că toate terenurile sunt perpendiculare pe drum. Cum trece omul? Că ar trebui atunci a face un drum și mai faci și dincolo de șansă în drum. Bine, dar pe viața, dacă ați băga autocrederul de sus până jos, că unii au ieșit, eu știu, cu 10 metri, alții au rămas cu un teren mai puțin. Dacă v-ați orientat de sus până jos, ați face în linii dreapte. Și cu asta s-a terminat toată treaba asta. Pentru că terenurile au aceeași lungime. Au aceeași lungime, terenul. Dar unii au profitat. Asta e toată treaba. Dă cum? 2 metri, 5 metri, orice. Sunt oameni care pentru un metru de pământ te bate. Da, dar drumul era drept. Drumul era drept. Ăla vecinul o lăsa pe loagă, ăsta l-a întocmai și lasă o brază, la anul ăsta mai dus o brază și o făcut la drumul chiar acolo. De toate drumurile. Da. Să mai avea eu o întrebare. Aveți cumva o cubelă de gunoi liber la primărie? La cimitir, la Valea Mică, ar fi necesar o cubelă mare pentru gunoi. În afară de resturi vegetale, sunt acele românări care se aruncă acele coroane și ar trebui o cubelă neapărat acolo. Ascultați-mă. Cât de curând Soma iese din, din cursă. Din cursă. Deci vreau să vă spun că dacă acum avem 4 lei la gunoi, vom avea 9 lei de persoană. Foarte bine. Și, dar la nivel de județ, nu numai la Cleja, nu știu cum o să plătim, iar se folosește ca și sursă de finanțare, se spune ca o taxă specială. Până acum mai plăteai din bugetul local și recuperai banii. De acum nu mai poți plăti pentru că este o taxă specială. Taxa specială nu se poate plăti decât din fondurile care strângi. Și o să fie o mare problemă că la nivel de județ sunt unități administrative care au datorii de miliarde. Adisu are datorii de miliarde și ei. Și la acum vor să ne transfere datoria lor, problemele lor să ne transfere nouă. Ca să mergem noi la cetățean și dăm. De unde? Nu știu. Și o să iasă? O să iasă. Cazul ăsta trebuie la kilogram. Că nu vor la kilogram. Așa o să fie scandal. Nu vor la kilogram. Să vă spun de ce nu se vrea la kilogram. Când s-a licitat, li s-a impus celor care intră în licitație să aibă un număr de mașini. Pentru că vor transporta o anumită cantitate de șef. Acum zice, domnule, eu am cumpărat mașinile. Am făcut leasing-uri, e-mail și acum eu n-am ce căra. Și atunci... Tu n-ai ce căra. Iar referitor la cubele, s-o sunat la Soma, s-o discutat cu lor și mi-au zis în felul următor. Să așteptăm
perioada de 3 luni de zile să se stabilizeze, să vadă ce se va întâmpla și de-abia după aceea nu mai pot da containe. Și eu am înțeles, că mai sunt la primărie ceva de zi, sunt azi, mai sunt două bucăți mici, care sunt pentru populație, pentru cetățeni. Dar din astea mari nu avem. Nu avem mari. Așteptăm să vină următorul. Eu aș propune, dacă eu știu să vă interesați, dacă s-ar putea, eu știu, cu faraoanii, cu cine credeți de a cumpăra o mașină și eu cred că atunci nu s-ar mai ridica prețul la ceea ce se discută la nou. Deci vreau să vă spun că Comăneștiu a avut fonduri, a obținut un proiect pe Valea Muntelui, fonduri europene. Are mașini, are tot ce trebuie, toată infrastructura de acolo ca să vă... Dar, pentru că a fost acum ca și strategie se pune ca colectarea într-un județ să se facă numai într-un singur loc, ați văzut că a venit Comăneștiu și trebuia să-i dăm afară, au cerut ăștia, tocmai în ideea că el vroia așa. Zice, domne, eu plătesc gunoiul pe care mi-l iei de aici așa din Onești, pentru că el are și groapă și colectează, el recirculă, reciclează gunoiul. Și tot nu au fost de acord. El a fost ca să-i dăm afară, n-au aprobat cu adisul și mai veneau asupra lui să plătească. Și la noi problema e sensibilă. Suntem membrii ADIS și nu avem încotro decât să ne supunem condițiilor și regulilor impuse de ei. Nu este nimic politic, nu e de nimeni, dar obligatoriu trebuie să mergem, nu știu, o să iasă lumea în stradă, este problema lor, problema noastră până atunci. Deci o să fie o problemă. Dar în Comăneștiu tot a rămas în ADIS. Păi a rămas, dar a rămas tot așa, cu 9 lei pe persoană. Și atunci, pentru ce au mai făcut atâta? Păi ce au făcut? Păi tocmai, ei au fost, în momentul când s-a constituit acest ADIS, când s-a constituit acest ADIS, nu se putea constitui ADIS-ul dacă intrau și ei. Înțelegi? Deci e vorba de, de nivel de județ aici, așa. Și cu mediu și cu... Deci s-au obținut acești bani pe fonduri europene și n-ai încotro, nu mai poți da înapoi. Sigur, este o, la nivel de țară, sunt probleme cu taxa asta specială care se vede. Pentru că nu-ți 4 lei, nu mai poți plăti și dincolo unde se face colectarea. Plătești noi, dar sunt persoane, sunt cetățeni care au, au 5 milioane pensii. El dacă nu are bani, nici deșeu nu produce. Dar trebuie să ne... Da, îți dai seama. Aici ar fi avantajos să plătiți la kilogram, cum a zis. Păi, dar noi vrem la kilogram, dar nu vreau, nu vor ei. Atunci noi nu mai... Da, dar ei fixează numai ei, ei fixează problemele lor și prețurile care vor, fără ca din comună, din fiecare comună să participe sau să fie către un delegat care să participe la ședințe, care să fie de acord, să-și dea aprobarea. Dar noi avem... Pentru că ei fac ce fie... vor. Ei dansează cum vor, fixează prețul ce vor, ca așa vor ei, ca așa s-au învățat. Dar tu-ți dai seama că noi suntem prezenți acolo la fiecare ședință? Ce să le spui la omul care, cum zicea asta din oră, că are piese de 15 ani, ce îi spui la bătrânaia? Că trebuie să dai bani. Mamă, ia coșul și tu, că eu nu mai am de unde să-ți dau bani. Da, dar ei vin asupra... Atunci se va încărca primăria cu niște datori, prețuri la buget acolo. Cu... Noi nu putem să dăm, nu o să avem bani, ei nu o să ne mai iei gunoiul, primăria începe să iei amenzi, că vine garda de mediu peste tine, pentru că gunoiul ăla trebuie să-l duci undeva și n-ai unde să-l duci. N-ai cum să-l duci, dacă nu ești autorizat, poți să ai mașină, răuță la sascut are mașină. Tot la fel. Plânge și el, dar deci, domnule, trebuie să mă supun ordinelor. Deci, este o problemă la nivel național, aș putea să... Puțin șmecherească problemă. Puțin șmecherească, dansează numai pentru ei. Cum să spun că, de exemplu, cum să spun că cineva își dorește bani grei. Dar nu știu, poate să stea de vorbă cu lumea. Adică cum nu e de acord cu, dacă duce primarul de Iclesia, domnule, nu pot. În momentul când s-au... E prea mult, dintr-o dată, acum, de la 4 la 9. Acum, câțiva ani în urmă, când au fost, nu s-a previzionat că va fi exodul ăsta mare de populație, că rămânem, practic, satele rămân depopulate, că toată lumea pleacă. Doar atunci s-au făcut niște previziuni și s-au stabilit că o să fie. Dar cum câștiga cineva licitația, da? Da. Că dacă vede că nu a cărat nimic sau nu are de cărat, ce e obligat să continue? Eu am... Ce, nu poate să vine apă care
mulțumit cu mai dar sunt, aici sunt contracte făcute. Pe baza, nu te joci cu contracte. Că vine la supra ta și nu știu. Deci, încă o dată, eu cred că am fost un proiect făcut, un contract făcut care nu știu cum a fost făcut, pentru că există acolo un consiliu de administrație, până la urmă. Dar cert este că astea sunt regulile. Bine, dar deocamdată dumneavoastră nu aveți contract cu Rompres. Nu aveți. O să avem, avem, o să avem cât de curând. Cu ăștia. O să avem și o să votăm toți. Nu e obligatoriu. Exact cum am votat atunci, ca să nu fim de acord la următoarea ședință, am votat în ocă, da? Asta se întâmplă și acum. Ascult, Oleacu, când o să vină și o să spună că ai de plătit, că, ai, că faci parte din ADIS și ți-ai luat angajamentul, pentru că în acest contract se prevede angajamentul care l-a luat când a intrat în ADIS. Pentru că ADIS-ul ăla s-a constituit pe baza unor unui statut foarte precis, foarte bine, de nu poți lua acum, că nu mai vreau. Așa a avut și Miron, luni de zile, să-l dăm afară și până nu m-au venit. Nu, domnule, gata, nu mai vreau să ies afară. Deși el avea groapă de gunoi și se făcea... făcea așa. N-ai încotro. Asta, o să vedem, da? Ce va face toată țara, facem și noi. Nu se vede ce face toată țara. Toată lumea se uită la tine. Îi pleacă și era o părere de moș, era în supravedere. Deci s-a luat promisiunea că nu mărești electricitatea, curentul, nu se mai ridică prețul și s-a niște prețuri de nu mai știi ce-i cu el. Noi cu pensiile alea am rămas la ora actuală e în faliment, îți spun sincer. Cine? Romprest. Are încasat la bani. Păi, dar n-ai de unde plăti. Dar are de unde. Sunt și unii eu... care... Păi da. Dar eu am o undeva în comunitate, la o primărie, unde eu i-am spus, domnule, eu când văd că nu mă încadrez cu bani, mă mai duc peste cetățean, nu mai băga gunoiul, nu mai, nu gunoiul, nu mai băga betonul acolo și așa, nu mai ieși, mai diminuiesc cantitatea și revin la normal, adică o chestie asta. Dar e, unde vine Romprestul, zice, bă, dacă e taxa de 9 lei, pune acolo tot. N-am treabă în calitate. Da, bagă și molus și... De la porci și de la vacă, ca la tot. Nici așa. Eu nu-l interesează decât persoana. Asta este un proiect sau un adevărat. Adică să aibă o chestie, domne, la kilogram sau eu știu, găsească alte metode, dar nu... Cinci persoane într-o gospodărie, vă dați seama cât trebuie să plătească. Păi 50 de lei, nu? Păi da, nu. Sunt niște bani. Ivan, nu știu ce vreau. Da, pe lună. 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 Dar nu mai trebuie pâine, nu lașă. Da, dar toată treaba e cu domnul că nu scoți în fiecare săptămână. Eu un an scot tot de lună în fiecare săptămână. Da. Altceva. Am fost la un meci eu. Cu echipa asta, deci trebuie luat ceva făcut, că nu ne facem de răstotat. La un meci și în deplasare nu s-a prezentat, că nu a avut. Că nu a avut efectiv. La două meciuri. Aici când au jucat, m-am dus și eu și antrenorul acela, Ditar, președintele de 200 de chile, era băiatul lui Salva. Băiatul e acolo, nu la fotbal. Da. El stătea pe bancă, tânăr, vânjos, bun de fugă și stătea la teren. Pur și simplu bătaie de joc. Mai sunt mulți care vor să meargă. Deci, trebuie cumva odată terminat cu asta, că nu, în halul ăsta, păi ne apărăm în ziar că are Petreja, nu s-a prezentat din lipsă de efectiv. Ce asta? Ce face? Păi atunci... O zis că ăla nu joacă, că eu l-am întrebat, băi, domnul antrenor, dar mă taia cu și băiatul ăla, de ce nu joacă? Păi nu, că ăla nu vine în deplasări. Zic, bun, și atunci dacă nu vine măcar aici, lasă-l să joace, nu ne facem de râs. 16 goluri, nu știu și ce e râs. Eu o scot acolo. Cine, mă? Nu știu. A, nu, nu. Ascult, Oleacu. Eu venisem anul trecut la nivel de Consiliu Județean, am creat un campionat. Sper de oră și la TNT. Și m-am luat, Oleacu, cu el la... Băi, Gică, la TNT se face un campionat județean. Bani nu bine se vorba. Dă la echipă. Deci asta e bătaie de joc. Pe atunci ce? Haide să desfințăm echipa și gata. Dar nici așa, pentru ce dracu mai suntem aripile? Păi așa ca să ne bată jocul de vreodată. 1, 2, duce, ajunge, cu ce? Deci el știu... face ce vrea el. Mai bine rămânea cu băiatul. Păi, domnul consilier. Da, spune. Vă faceți președinte. Ocupați-vă, că vă place. La copii, tati. La copii, în ligă, păi, la ce faci? Nu știu, da, e mâncare.
Dar ăla trebuie oricum schimbat. Dar sunt băieți care sunt amatori, care sunt de domnule funcție. Bun, adun băieții. Ocupă-te. Daniel Ciubotaru la un orice secundă ea. Ocupă-te. Este băiat, mă ocup, dar uite, vorbesc. Nu, uite și cu Gica, amândoi față se echipă. Eu nu vorba, dar nici așa spune. Chiar pur și simplu ne facem de râs. Mai bine nu. Păi atunci, punem barea după... Poți și pe urmă de facem alte echipă. E păcat de... Nu trebuie să faci alte echipă. Să dau de comune care n-au nici teren de handball. Da. Dar nu e frumos, adică o luat în derădere, de acum am bat jocuri, el se crede pe moșia... Dar eu de aia nici nu mă duc la meci, pentru că el nu ascultă, el vorbesc ca cu publică, nu are fel. Păi sunteți consilieri, aveți autoritate, haideți să luăm decizii. Păi nu, să vorbesc de acasă, eu nu cu toții și... Nu sunt microbist, nu mă pricep, dar dacă voi... De ce se mănâncă fotbal? Decât așa acolo? Mai bine preferabil să nu fie. Nu, dar până la urmă sunt niște bani care putea să meargă în altă parte. Decât ridicăm mâna și da. Hotărăm. Da, 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 dar atunci da, mergeți, întâi vedeți despre ce e vorba. Data viitoare. Păi o venit cu justificări. Sigur că vine. Bine, iar bine. Așa mă duc și eu la Pepo și iau bonuri de băi, nu știu câte milioane de benzină și... M-am uitat, nu sunt sume mari, să știi. 100 de lei pe lună pentru motorină nu este dar o sumă pe lună. Păi nu, dar e bine lunar cu cheltuieli. Deci nu sunt cheltuieli care nu sunt acoperitoare. Problema este că nu dar pentru ce trebuie lui benzină? Că partiu cu ce mergem. Păi, auzi, dar în deplasare el suge cu mașina lui și aici tot la fel. Ce, un milion, ce spune domnul primar, e mult? Nu e mult. Ce poate să ia de un milion? Hai să vedem ce aici. O, da, apar și alte cheltuieli. Ei, alte cheltuieli, alte cheltuieli. Cheltuieli care sunt... Cine nu sunt sume mari, adică... Da, da, trecută să o spune sume mari, m-am uitat, nu sunt sume mari. Păi nu sunt sume mari, dar pic cu pic se-a... Trebuie scăpat de el, asta e problema, că niciunul nu e de acord cu el. Și sunt băieți, o grămadă de băieți, vecinii lucrurile. De picuri. Boidor, care vor să vină, Bihăiță, Frastru, toți, să spun. Ar veni, dar au zis, scăde el acolo, nu vine nimeni. Pentru că el e chiar mai puțin interanjat, intră el în teren. Păi ce duci, fratele meu, ăla se duce, dă noroc cu spectatorii, se duce și între piată și dă gol. Păi ce faci? Dacă nu ești de stare să te miști, lasă-l pe ăla care poate. Dar până la urmă e un sport pentru tinere, el așa mi-a zis mie, că dar ce, am și eu dreptul să joc. Păi ai dreptul, bă, dar unul care poate să alerge, stă pe margine, se dedează și pleacă. Terenul e cu șacul la mea.